Puteți accepta faptul că efectele pe termen lung a modului nostru obișnuit de a gândi și a reacționa sunt cauza unei stări de dezechilibru a organismului sau ceea ce noi cunoaștem sub termenul de boală? V-ați gândit că este posibil ca fi clipă de clipă tu să-ți obișnuiești corpul să nu fie sănătos? Este un proces subtil și este bine ca tu să-i acorzi o mare atenție pentru a aduce schimbări benefice ție. Fii conștient de tot ceea ce trece prin minte, prin cap, prin creier, analizează și modifică, schimbă în bine.